CNA, noi chiar emitem de la Vatican de aici. Te oftici? Laura Georgescu, noi chiar emitem de la Vatican de aici. Te oftici? Sunt Dan Diaconescu și transmit de aici, de la Vatican, așa cum v-am promis. Suntem prima televiziune liberă din România, după Revoluția din decembrie 89. O nouă Europa liberă se naște aici, în Italia, aici, la Roma, în cartierul Vatican. Nu v-am mințit niciodată cu nimic, așa cum v-am spus, emitem din străinătate, avem o licență pe satelit din străinătate, emitem pe satelitul Eutelsat 16 grade est, emitem și în România, emitem și în Italia și pretutindeni unde românii au nevoie de adevăr. Suntem aici la Vatican, așa cum v-am spus, și chiar emitem de aici, de la Vatican, așa cum am afirmat. Licența de televiziune pe care o folosim este o licență dată de un stat străin membru al Uniunii Europene și avem într-adevăr o firmă cu o rezidență aici, pe teritoriul liber al Uniunii Europene. Așadar, am învins sistemul și dumneavoastră, ceilalți români care ne urmăriți, puteți prinde curaj și multă speranță, fiindcă și dumneavoastră puteți, la un nivel mai mic sau mai mare, să învingeți sistemul așa cum noi am reușit aici în doar câteva luni, împreună cu prietenii noștri din Roma, împreună cu prietenii noștri din Italia, împreună cu prietenii noștri din Marea Britanie, împreună cu prietenii noștri din Spania, împreună cu prietenii noștri din Republica Moldova și împreună cu prietenii noștri din toate celelalte țări unde trăiesc români. Dan Diaconescu vă spune de aici, de la Vatican, doar atât. Nu ratați ceea ce urmează, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Laura Georgescu, președinta CNA-ului, a spus că în cazul în care OTV va emite de la Vatican în baza unei licențe dată de un stat din Uniunea Europeană, își va da demisia. Noi acum așteptăm demisia ei, fiindcă noi chiar emitem în baza unei licențe privind demisia pe satelit, o licență emisă de un stat membru al Uniunii Europene. Laura Georgescu, demisia. Dan Diaconescu, de aici, de la Roma, din Vatican, dă legătura acasă, în studioul de la București. Dan Diaconescu, de aici, de la Vatican, vă spune să nu ratați emisiunile următoare ale postului Romit TV, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Ca de obicei, la această oră vă spun bună seara din noul studio al televiziunii OTV, ce emite din străinătate. Prima televiziune liberă din România, cu adevărat necenzurată, de după Revoluția din decembrie 1989, emite, iată, din străinătate. Suntem undeva pe teritoriul Uniunii Europene, suntem undeva, mai precis, pentru curioși, pentru prieteni, dar mai ales pentru adversari, suntem undeva în Italia, suntem undeva, mai precis, în Roma și suntem undeva și mai precis în zona care se numește Vatican. Ne cerem scuze că emitem din această zonă și că am supărat pe atât de mulți dintre adversarii noștri politici, dar asta este situația. Aici este celebrul subsol, aici este celebrul parter de care s-a tot vorbit. Am să fac imediat la celebra tablă a OTV-ului care a cucerit pe milioane de telespectatori români încă de acum 20 de ani o mică demonstrație ca să fie limpede pentru toată lumea ce se întâmplă cu această nouă televiziune, ce sperăm noi să schimbe în bine România de acasă, dar și România de pretutindeni, fiindcă această televiziune se adresează tuturor românilor, nu doar românilor din Italia, nu doar românilor din România, ci românilor de peste tot, din Canada, din America, din Israel, din Australia, din Africa și peste tot pe unde au ajuns românii să plece în pribegie, în lipsa locurilor de muncă de acasă. Așadar, cu sprijinul colegilor mei de aici din Italia, noilor mei colegi, cei care ne-au ajutat să înfrângem sistemul, am să vă așez câteva lucruri sumare la această tablă, pentru a fi foarte, foarte limpezi și în domeniul tehnicii, așa cum v-am învățat acum 10-15 ani ceea ce înseamnă rating și acum ratingul este pe buzele tuturor, așa vă voi învăța acum și cum poate să emită o televiziune liberă și cum suntem noi astăzi în sfârșit liberi. Probabil că foarte multe televiziuni românești vor copia, evident, acest sistem și așa cum am otevizat întreaga Românie, acum vom oteviza și toate celelalte televiziuni ce vor să aleagă calea exilului sau calea libertății. Așadar, să spunem că suntem aici într-o zonă pe care o să o denumim Italia, ca să fie foarte, foarte clar. Am să schimb culorile ca să le diferențiez toate aceste zone. Zone foarte importante pentru noi. Aici, să spunem că este zona
UK, adică Marea Britanie, pentru necunoscători, este o zonă, să spunem, Londra, ca să fim și mai exacti, da? De aici, din Italia, undeva în Italia este Roma, da? Capitala Italiei, și undeva în mijlocul Romei este Vatican. Și ne cerem încă o dată scuze, așa s-a întâmplat ca acest sediu al nostru să fie în zona Vaticanului, în cartierul Vatican, foarte, foarte aproape de Vatican, de Capela Sixtină, de Muzeul Vatican, mă rog, de ceea ce dumneavoastră cunoașteți despre piața Sfântul Petru și celelalte imagini simbol ale Vaticanului. Așadar, suntem în această zonă, în acest areal, semnalul pleacă de aici, din Italia, și merge în Marea Britanie. Semnalul pleacă printr-un sistem foarte performant de fibră optică, prin niște sisteme, mă rog, de encoder, decoder, extrem de performante, de ultimă oră. De aici, din Marea Britanie, lucrurile, să spunem așa, se complică pentru ciocoii din România, fiindcă nu mai au ce să facă acestei televiziuni, nu mai pot opri. Sigur, poate să se gândească să arunce în aer sediul din Italia sau sediul din Marea Britanie. Dar de aici încolo, spuneam, lucrurile să fie complicate pentru adversarii noștri, fiindcă din Marea Britanie semnalul se ridică pe ceea ce se numește în limbaj tehnic un satelit. Acest satelit este unul din sateliții tradiționali care se învârt deasupra globului, se numește satelitul EUTELSAT. Este un satelit extrem de popular, așa cum este și televiziunea noastră. Acest satelit are o frecvență 16 grade est. Pe această frecvență sunt o mulțime de televiziuni românești, foarte, foarte cunoscute sau mai puțin cunoscute, aproape 30 de televiziuni românești, toate emit free, printre ele și OTV și mai nou interzisul DDTV. Și după emisia din acest satelit, spuneam, lucrurile se precipită pentru ciocoii din România. De pe acest satelit, semnalul coboară deasupra României. Mie îmi place să desenez România cea mai mare dintre aceste țări, deși nu e cea mai mare, un fel de Românie dodoloață. Ei bine, și aici în România sunt aproape 20 de milioane de oameni care vor putea vedea acest semnal al acestei televiziuni. Astfel încât nimeni nu mai poate interacționa între noi. Sigur că la români, în mod normal, acest semnal poate să ajungă prin firmele de cablu, dar dacă toate aceste lucruri nu se vor întâmpla și vom fi blocați și la emisia printre aceste firme de cablu, vom apela la varianta de rezervă în care fiecare dintre români va fi dotat într-un fel sau altul cu o antenă de recepție a satelitului 16 grade est. Sigur că legătura între Italia și România nu este doar o legătură de suflet, de la Decebal și Traian încoace, și doar o legătură de inimi, ci este și o legătură între studioul din Italia, de unde vă transmit acum, și studioul din Bulevardul Preciziei, acolo unde este un punct de lucru al firmei, o firmă care este înființată pe teritoriul Uniunii Europene, firma care emite postul OTV. Așa cum suntem legați de studioul din București, așa suntem legați de un studio pe care îl vreau lipit la un moment dat cu țara mamă, de studioul din Chișinău, așa cum la București avem un studio local, așa și la Chișinău avem un studio local, despre care o să vorbesc la vremea respectivă. La fel există și un studio local în zona Madrid, adică în zona Spania. Sper că nu vă supărați că avem un studio local și la Madrid, așa cum s-au iscat atâtea discuții cu studioul local de aici, de la Vatican. Cam așa stau lucrurile în acest moment despre micuța sau inimoasa televiziune numită OTV. Ea, vedeți, duce mai departe imaginea, să zicem așa, a României în lume. Deci toate aceste lucruri poartă un singur nume, OTV, adică dumneavoastră, cei de acasă. Acestea fiind zise, nu ratați niciodată emisiunile transmise de aici, de la Vatican, din cartierul Vatican, din zona Vatican, de fapt din Roma, din Italia, emisiuni care pleacă în câteva fracțiuni de secundă în Marea Britanie, de acolo se ridică pe un satelit și tot în câteva fracțiuni de secundă ajung la dumneavoastră, cu o întârziere maxim de o secundă, două, ajung în fiecare casă a fiecărui român, din Republica România, din Republica Moldova, din Spania, din Italia și evident de peste tot, de unde acest satelit este recepționat. Nu ratați așadar emisiunile postului OTV, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. A fost al
dumneavoastră Dan Diaconescu, de aici, de la Vatican. Dau legătura mai departe în punctele noastre de lucru, de la București, Chișinău, Madrid și Londra. Am primit legătura de la postul Romi TV și acum vă transmitem tuturor celor de acasă din România ultimele informații legate de românii noștri de aici din Italia, legate de rudele dumneavoastră ale celor de acasă din România, legate de viața dumneavoastră împreună cu a lor. Bună seara românilor din toată lumea, vă spune Dan Diaconescu de aici de la Vatican, din Roma, din Italia. Vă invit să nu ratați niciodată emisiunile OTV, emisiunile Noi Europa Libere, a actualelor vremuri pentru toți românii de pretutindeni. În România ne vedeți pe satelitul Eutelsat 16 grade est sau pe internet pe www.televiziunea-popolului.ro, iar în Italia ne vedeți prin intermediul fraților noștri de la televiziunea Romit TV pe frecvența 246 digital terestru în toată Italia. Îi mulțumesc lui Emanuele, fratele meu de aici din Italia, cel care m-a ajutat să înving sistemul. Go. Ciocoilor din România, nu vă supărați pe mine, îmi cer scuze, dar eu chiar emit de aici, de la Vatican. Un anunț important de aici, de la Vatican, pentru toți ciocoii din România. Știu că vă supărați, știu că vă ofticați, dar OTV chiar emite de aici, de la Vatican. Dan Diaconescu vă spune ca de obicei bună seara la această oră, la emisiunea cu cea mai mare audiență, nu doar în România, ci și în toate celelalte zone în care trăiesc români. Ne aflăm așadar în celebrul sediu, în celebrul studio, atât de mult dezbătut, discutat în ultimele săptămâni, în toate mediile politice din România și nu numai, celebrul studio din mijlocul Italiei, adică din centrul Romei, adică din zona Vatican, din cartierul Vatican, adică transmitem din celebrul subsol de la Vatican, din celebrul parter de la Vatican, un loc ce va deveni cu siguranță un simbol pentru cât mai mulți români de aici din Italia și evident pentru românii de acasă. Fiindcă sperăm noi aici va fi cu timpul adevărata ambasadă a românilor, aici este un loc, să spunem așa, sacru, chiar dacă deranjez pe foarte, foarte mulți, foarte aproape de noi oamenii se roagă la Dumnezeu, ca și noi toți, ca și dumneavoastră cei de acasă. Acum, pentru a alunga și celălalt mister al felului în care televiziunea OTV va pătrunde în casele românilor, în mintea românilor, și va reuși să înfrângă la un moment dat sistemul care vă sărăcește de la o zi la alta, aș vrea să vă desenez la celebra tablă a OTV-ului, o tablă care a ajuns aici, iată, la Vatican, să vă desenez câteva lucruri extrem de simple, toate sigur sub un singur nume, sub un singur titlu, acela al OTV, iată o televiziune transfrontalieră, o televiziune care îi leagă pe românii de pretutindeni. Așadar, noi suntem acum undeva în Italia, o țară care ne este din ce în ce mai dragă pentru felul generos în care ne-au primit, o țară pe care s-o desenăm pur și simplu în acest fel, să-i spunem simplu exact cum se numește Italia, ne aflăm în Roma, Roma este capitala Italiei, undeva în sudul Italiei, iar în mijlocul Romei se află zona denumită Vatican. Îmi cer scuze că ne aflăm și că transmitem de aici, din această zonă denumită Vatican. E bine, aici este televiziunea noastră înregistrată, aici este sediul oficial al televiziunii noastre, de aici, așa cum ne obligă legea sub care noi emitem, legea statului respectiv membru al Uniunii Europene, de aici trebuie să plece semnalul nostru și chiar de aici pleacă. E bine, semnalul nostru pleacă de aici și merge undeva către o altă țară foarte democrată, foarte liberă, în care de asemenea cetățenii trăiesc foarte bine. Vedeți, cu cât oamenii sunt mai liberi la gândire și la vorbă, cu atât trăiesc mai bine. E bine, undeva ajungem în Marea Britanie, o țară extrem de prosperă și în care semnalul nostru de televiziune ajunge, undeva chiar la Londra. Îmi cer scuze că transmitem, să zicem așa, că ridicăm semnalul la satelit chiar din Londra, de semnalul pleacă de pe teritoriul italian, ajunge undeva la Londra, acolo unde avem un contract cu o firmă de specialitate care cu așa ceva se ocupă, cu aduce imaginile noastre, vorbele noastre mai departe în casele dumneavoastră. Cu alte cuvinte, de aici, din Marea Britanie, se trag toate viitoarele probleme ale ciocoilor din România, în sensul că de aici semnalul ajunge pe un satelit
un satelit extrem de cunoscut. Satelitul se cheamă EUTELSAT, mai poartă un nume, 16 grade est. Este un satelit care se vede bine, foarte bine în Europa de Est, dar desigur se vede în toată Europa și în alte zone ale lumii. Acest satelit EUTELSAT 16 grade est este undeva deasupra, pe cer. N-au ce să-i facă cei care guvernează astăzi România, n-au cum să-l bombardeze, să-l dinamiteze, să-l dea jos de acolo. Din toate aceste motive, fiindcă acest semnal al OTV-ului ajunge pe satelit, el și poate coborâ de pe satelit foarte ușor, acolo unde există oameni interesați în a recepționa semnalul nostru. Și foarte, foarte mulți oameni există într-o țară foarte, foarte bogată și dodoloață, România. Această țară, pe cât este de bogată, pe atât de săracă este în acest an 2013 și românii trăiesc atât de rău din cauza unor tip pe care dumneavoastră îi cunoașteți și pe care noi încercăm să îi schimbăm din acele funcții și să vă aducem pe dumneavoastră la putere. 20 de milioane de români ne vor putea vedea oricând doresc ei, mulțumită acestui satelit, prin firmele de cablu din România, asta desigur dacă dorește și acele firme de cablu să ducă semnalul mai departe, în caz contrar apelăm la o variantă de rezervă, o variantă care înseamnă o antenă parabolică, o antenă de satelit pentru fiecare casă de români, astfel încât semnalul OTV să ajungă peste tot în aceste case. Așadar, semnalul se urcă la satelit din Marea Britanie, coboară de pe satelit oriunde, dar e foarte important în România și, desigur, în Republica Moldova, unde și acolo trăiesc frații noștri de peste Prut. E bine, acum lucrurile devin și mai interesante, fiindcă în România avem o localitate, București, iar în această localitate noi avem un studio pe Bulevardul Preciziei, în sensul că firma înregistrată în străinătate deține un punct de lucru în Bulevardul Preciziei, este dorința legală a firmei de aici, este voie să-ți deschizi un punct de lucru. Orice firmă din străinătate care acționează într-o altă țară și poate deschide un punct de lucru acolo, adică un studio teritorial. Așa cum avem la București un studio teritorial, de asemenea avem și în Republica Moldova un studio teritorial la Chișinău și de asemenea o să fie poate o surpriză extrem de plăcută și pentru românii din Spania, care de asemenea au și ei deschis pentru domnilor lor la Madrid un studio al OTV, un studio local. Așadar, din studioul central din Roma, din Vatican, pleacă toate aceste trei legături bilaterale, Vatican-Chișinău-Chișinău-Vatican, Vatican-București-București-Vatican, asta pentru ca legăturile dintre cele două studiouri de fiecare dată să fie fără un defazaj de sunet sau de imagine, astfel încât invitatul din Vatican să poată sta de vorbă cu invitatul din București, din Madrid sau din Chișinău, ori din Londra, ori de câte ori este nevoie. Prin urmare, de acum cred că lucrurile sunt foarte, foarte clare și sigur că aceste vești nu sunt deloc pe placul ciocoilor ce ne urmăresc și ei la această oră, dar sunt pe placul milioanelor de români care ne așteaptă în casele lor. Prin urmare, acestea fiind zise, trebuie să vă transmit doar atât, nu vă fie frică, ciocoii o să pice la un moment dat, semnalul nostru pe satelit nu o să pice niciodată, fiindcă nu lucrează la el decât firme foarte serioase din Italia, Marea Britanie și, desigur, din toate celelalte componente pe care vi le-am desenat aici la tabla noastră celebră a OTV-ului. Prin urmare, al dumneavoastră, Dan Diaconescu, vă mulțumește tuturor, vă zice la revedere și vă invită să nu ratați niciodată emisiunile noului post de televiziune OTV, televiziune liberă, precum Europa Liberă înainte de 89, o televiziune care îi va uni pe românii de pretutindeni în cel mai scurt timp. Așadar, acum e acum, știu că se supără ciocoii pe mine că emit de aici, de la Vatican, îmi cer scuze încă o dată ciocoilor, dar la un moment dat trebuie să plece ei din România și noi, cei care am fost exilați de către ei, să ne întoarcem acasă cu toți. Vă mulțumește, Dan Diaconescu, nu rata așa ce urmează, fiindcă nici nu știți ce pierdeți, dau acum legătura la studioul teritorial din București, Bulevardul Preciziei, și apoi colegii mei mai departe la studioul din Chișinău, din Madrid și din Londra. CNA, noi chiar emitem de la Vatican de aici. Te oftici? Laura Georgescu, noi chiar emitem de la Vatican de aici. Te oftici?
trăiască Utopia Tutsi, să trăiți vegani.